Vorbim despre Baghera, presupusul lord al drogului zombie, care a fost arestat pentru 30 de zile. După ce v-am arătat imagini înfiorătoare cu zeci de copii distruși de drogul zombie, autoritățile au luat măsuri. Dar se pare că mai multe județe se confruntă cu acest fenomen crunt. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Cel numit lordul drogului zombie din Turda, Baghera, a fost arestat. Vrăjeală. Nu este vrăjeală, este purul adevăr. După ce zeci de copii au fost distruși de drogul zombie, bărbatul a fost încătușat. E adevărat că ați vândut drogul? Nu este adevărat, toate acuzațiile care mi s-au adus. Adică toți părinții disperați care ne-au cerut ajutorul au mințit? Toți cei care spuneau despre el că le-ar vinde copiilor moarte la plic, mințeau? Luni bune, poate chiar și ani. O mulțime de puști din județul Cluj și-au nenorocit sănătatea cu drogul zombie. Au căzut pe capete, pe străzi. Și iată că a venit ziua în care lordul Baghera a fost tras la răspundere. Și cum ați ajuns aici? Cum? Pe vrăjeală. Oare vrăjeală este și în cazul fetiței care a ajuns să consume acest drog? Copilă care a fost cărată pe brațe de asistentele unei școli din Câmpia Turzii. Nenorocirea s-a petrecut chiar cu câteva ore înainte ca Baghera să fie arestat. Fata se vede cum este chinuită de efectul nociv al acelor substanțe și are spasme din când în când. Efectul zombie a speriat-o chiar și pe prietena ei, care a văzut-o parcă transformată după ce a consumat noul drog. Așa cum ziceam, la câteva ore, poliția, DIICOT-ul, dar și Direcția de Combatere a Criminalității Organizate au dat buzna în locuința lui Baghera, de unde au ridicat mai multe dovezi. Și drept urmare, presupusul dealer al drogului zombie a ajuns în arest preventiv pentru 30 de zile. Nu găsesc nimic la mine. Însă cu problema aceasta nu se confruntă doar părinții copiilor din județul Cluj. Extrem de multe alte cazuri ale fenomenului zombie ne-au fost semnalate. Spre exemplu, acest copil din Constanța e distrus. Nu se mai poate ține pe picioare și parcă e blocat într-o singură poziție. În Galați, un alt tânăr a fost surprins într-o ipostază șocantă. Băiatul era stană de piatră, cu mâinile încleștate, ochii închiși, cioarcăne negre și fără nicio reacție. În zadar s-a chinuit trecătorul să-l trezească. Băiat! Ce ai, băiat? Alți doi copii au fost filmați cu același comportament. Acum tragem un semnal de alarmă și pentru autoritățile din celelalte județe cotropite de acest nou drog. Să salveze copiii din ghearele morții. Lente, dar sigure.